Oh, ce am găsit? Mamă, fiate că -s... Nu cred că sunt lângă. Mamă, fiate că ne îmbogățim, băieți. E bine, băieți și fete, începe pe episodul ăsta O băța care aleargă și cu un sat uh, nou aici. Mă întorceam, uh, acasă și uite că am dat de un sat nou de acacia. Uh, văd că aici sunt niște Văcuțe Mamă ce îmi place ăsta arată super super nice Patul ăsta așa roșu Nu știu de ce îmi place Mi-aduce aminte de Minecraft-ul vechi Când patul era roșu basic uh, Trecem așa prin fugă pe aici Să vedem ce găsim Uite un brewing stand Care e folositor băieți Bun o să luăm aici și Desigur aceste minunate hay bale uh, Și nu știu cât de departe este satul ăsta E destul de departe Eu am casa pe la minus 100, o, minus 100, o, minus 200, ia să vedem găsim ceva aici. Ar trebui să găsim ceva bun. Iron, niște bread uh, cu vreo 300, cam așa. Deci e ceva de mers. În orice caz, dacă o să am timp, o să aducem uh, clar uh, un setean 2. Pentru că dacă ai 2 seteani, ți ajunge suficient, te descurci, poți să faci o grămadă de setean din... Uh, din, din doi și chiar ajută să te nii. credeți mă că te ajută foarte, foarte mult să te nii. Ia să vedem, găsim diamante. Diamante, ta ta ta, pa 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 pa, pa. Am găsit niște saplinguri care ne ajută. Bun. Două fierării. Ia să mai spargem pe aici niște văcuțe pentru că mai avem nevoie de niște leather. Foarte frumos, bam, le dăm dintr-o critică Mmm, sincer, aș mai lua mai bine melonul ăsta decât sidurile alea. Luam așa mai bine melonul ăsta. O să ni se ducă și minunatul topor. Nu, rip topor. Și mai lutez aici și ne întoarcem acasă pentru că astăzi trebuie neapărat să ne facem... Am trei de -astea în plus. Trebuie să ne facem full diamond boys pentru că vreau să mă fac în... 24 de ore, oricum mai puțin de 24 de ore, vă dați seama că nu durează atât de mult să te faci Full Diamond. În 24 de ore să încercăm să ne facem Full Diamond. Este realizabil, zic eu, joc de câteva ore. Nu de foarte, foarte mult timp. O să luăm aici ce este primit. Desigur o să vă fac o recapitulare dacă n-ați văzut, văzut episodul trecut când ajungem acasă și empty map. Mulțumesc! Am ajuns și noi la minunata noastră bază care a rămas așa singurică în ultimele zile. Suntem aici, o să facem un mic recap la tot ce avem în inventar după câteva ore de jucat. Hai să ne aranjăm așa puțin itemele. Ideea e că eu le mai am așa cât de cât aranjate din ce am mai avut. Ideea este... De ce mă repet? Nu știu de ce mă repet. Am zis și noi patul că avem patru roșu acum Am făcut rost de cel mai important lucru Care era gen super super necesar Dacă vrem să completăm chestia aia cu uh, Diamantele Este vorba de fortune 3 Avem fortune 3 plus uh, 9 diamante Deja ne putem face un chest plate Și asta o să și fac De fapt era să fac o mare greșeală pentru că Aș vrea să fac întâi un Uh, Târnăcop, cop, asta ar fi mult mai useful. Uh, nu știu ce face chestia. Ah, aici combin hărți, am înțeles Am înțeles. Combin hărți. Dăm înapoi. Trebuie să ne re reorganizăm puțin, să ne facem niște unelte și uh, un enchanting table și pe aia vom merge la minat cu noul nostru pickaxe. Hai că nici bine n-am început mina. Puteți vedea acolo, este fix lângă chesturi și uite de de ce e golani. am dat ești nebun. Am dat aici de un spawner de, de Spider, ceea ce e ok și o să ne putem folosi de el în viitor. Ideea este că ar trebui să facem uh, o sabie, suntem nevoie să facem o sabie pentru stringul ăsta. Uh, ideea este că fără sabie nu prea ai ce să face aici într-un mine mindset. Uh, folosim pe de Diamond pentru că Uh, va trebui să facem uh, chestia asta cu full diamond challenge. Vreau să-mi fac efectiv tot setul de diamond, adică toate uneltele, tot ce ține de diamond, uh, armură și așa mai departe, noi. Atunci putem să zicem, bă, uite, ăsta chiar este full diamond în 24 de ore, m-am uitat, joc de aproape 3 ore pe server, mai sunt eu, Cristi și Vlad, uh, eu, cred că își văd de treaba lor, uh, eu uite unde s-au Bă, prieteni iau uite mă unde s-au băgat Și ideea este că trebuie să mergem acum la stratul 11 Mai explorăm aici puțin Mineshaft-ul uh, Trebuie să stopăm din a se mai spawna geni Ok, bun Vă rog frumos Nu vă mai spaunați dacă se poate Și trebuie să luminăm aici tot Bam, bam, bam Și mai explorăm mineshaft-ul ăsta să vedem dacă mai găsim ceva Am găsit acolo ceva liane, cred Ia să vedem, oricum e super ciudat update-ul ăsta Ia uite aici, bam O, salut domnul zombie Sperăm că găsim și ceva acesturi Oricum trebuie să explorăm peste tot aici Oh, ce am găsit? Mamă, fiate! că -s... Nu cred că sunt lângă... Mamă, fii atent că ne îmbogățim, băieți. Mamă, fii atent că e urâtă, că n-am forță, nu. Cum facem? Cum facem? Fiți atenți. Facem așa. Facem prin screen, la coordonate, dar... Mamă, stai că-s curios câte sunt. E un, o bucată aici. Doar o bucată? Mamă, ce țacă ne-am luat. Primele noastre diamante, băieți, în sfârșit. Cred că, cred că, cred că facem ce ne zic eu. Opa, mama era să le minez așa din... Nu cred că asta e doar o bucată. A, sunt două, bun, bun, bun. Stai așa, trei. Perfect. O să fac eu cumva să iau fortune nu ăla, băieți. O să facem cumva să iau fortune nu ăla, atât vă zic. Mamă, cinci. Holy moly. Cinci diamante. Yes, băi. Băi, 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 mamă. Yes Bun asta, asta e doar unul din păcate Nu avem ce să facem acum um, Trebuie să facem cumva Mi-e ce aici Cred că iară de lavă, nu? Oho Am mai găsit Am mai găsit Bine Fiți atenți că am găsit și aici diamante Nu știu câte sunt Aulă Ce prostovan sunt Mamă ce m-am speriat M-am speriat așa puțin să știți Bun Două, trei, 4 Ok, boys. Nice, 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 nice. Ar putea să fie și mai multe. Facem aici prin skin și la coordonatele astea. Uh, ideea este că ne trebuie neapărat fortune. Trebuie să facem rost de fortune pe uh, pikex pentru a lua cât mai multe să eficientizăm uh, treaba. Știți că avem fortune acela. Ne trebuie envil și am rezolvat situația. Uh, hai să mai luăm aici. Și o să trebuia să ne întoarcem acasă pentru că nu mi-a dat prin cap că... O să găsim diamante așa repede și o să nu și obsidian chiar acum Dacă găsim și aici diamante I'm done boys I'm done De obicei diamantele le găsești lângă alte minere Așa că ați observat chestia asta Vă zic că e aici un mic tips and tricks um, Da aici pare că nu mai e nimica În orice caz nu ne trebuie coal Ne trebuie iron Și o să fac imediat un furnal Mergem până acasă și ne întoarcem Băieți E ziua noastră norocoasă, am zis că mai mâine și eu puțin pe aici și uite că am mai dat -i diamante, facem aici screenshot, le punem pe toate, o să-mi fie foarte greu să le găsesc după aia, dar cred că completăm challenge-ul ăsta în 3 ore, nu știu, gen nu în 24 de ore pentru că văd că merge mult mai rapid decât mă așteptam. Aici avem 2, 3, ia să vedem, mai găsim 4 chiar și deasupra. Ia să vedem. 4, 4, 4, 4. Cred că rămâne cu 4, da. Oricum sunt bune acestea. Eu zic că din tot ce am găsit, eventual să mai găsim încă o tură de diamante. Eu zic că ne facem full, full diamond, părerea mea. Asta este părerea mea, pentru că am găsit o grămadă, sincer. Am găsit o grămadă de diamante. Ar fi ciudat să nu ne facem. Plus că avem fortune și din fortune ăla cred că o să scoatem super, super multe diamante. M-am cam pierdut de restul. Sunt foarte îmbrligate minele astea. Uite, am găsit aici, bun. O să pun aici ca să-mi dau seama. Și acum trebuie să-mi dau eu seama unde am pus furnalele cu iron. Am mai crescut și ferma noastră, am ajuns într-un sfârșit acasă, din, din fericire. Uh, mai plantăm pe aici pe la fermă Dăm aici sidurile Dăm bitrutul, perfect Am săpat în sus până am dat de, 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 suprafață Hai să lăsăm tot ce este pe aici Și o să le aranjez eu altă dată Iron avem să facem uh, în sfârșit Un anvil Bam Încă două, perfect, bun facem aici envilu și putem pune desigur o cu envilu putem să punem acel enchanting uh, unde este fortune fortune bun Bine, 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 bine. Punem fortune o să ne coste 6 nivele, este suficient, nu o să mai folosesc pe ul ăsta pentru că o să-l păstrez pentru strict fortune. Um, hai să mai lăsăm pe aici, pe acasă, ce nu ne trebuie pentru că nu vreau să mă cu chestii inutile. Uh, eventual o să mai iau ceva căul. Și cam atât. Hai să mai luăm uh, ceva lemn. Și mergem să luăm diamantele. Sunt curios câte diamante putem să facem, sincer. Uh, de fapt, nu o să luăm asta. Nu o să luăm. Uh, nu o să mai facem Enchanting Table pentru că nu avem level. Și ai vrea să facem Enchanting Table, dar totuși o să luăm uh, obsidian ca să-l facem, să completăm, dar nu avem level momentan. Boys, am venit aici la locul faptei Avem pickaxe-ul în mână Bam, bam Securizăm zona, este tot în regulă Să vedem câte diamante facem Din câte am găsit cu Fortune Cu Fortune 3, practic este cel mai mare enchant Mamă, asta e bonus jos Avem până acum 10 diamante 10 diamante Ne-ar cam trebui 24 Pentru armură și restul Pentru unelte Uh, aproximativ Acum trebuie să găsesc eu uh, celelalte locuri Unde am mai găsit diamante Ăsta a fost ușor Dar restul, sincer să fiu cu voi Nu mai știu unde sunt Pentru că sunt destul de împărțite locurile Cred că pe aici Mai e o tură Dar tura 2 de diamante Bam, 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 bam Și mai aveam unele 18 diamante avem în momentul de față Ceea ce este genial Și nu suntem Chiar gata Dar Cred că suntem la jumate Zic eu Plus Ce mai găsim Din uh, Tura 3 Și astea sunt Cred că primele diamante Pe care le găsisem Și o să le și luăm Aici frumos uh, 19 diamante 20 24 26 Mamă Mi-a dat dintr-un singur Or 4 diamante 27 29 33 37 Ok, mi-a dat de foarte multe ori uh, Câte patru câte Avem 37 diamante Haideți să vedem dacă ne ajung uh, Pentru ce ne-am propus episodul ăsta Deci avem așa, o odată uh, Ce sprei tu? Avem după aia uh, Pantalonii, botoșeii uh, Avem și Căscuța, bun, o să le și pun pe Mine în momentul de față Bun și ne mai trebuie așa Hai să facem stick că trebuie să facem unelte Ne mai trebuie așa Ne trebuie o, o un pickaxe Ok Cover me with diamonds Au văzut băieții Așa, ne trebuie o sabie Ok O lopată Și un târnăcop Un uh, topor Pardon Și ne mai rămâne Și ne mai rămâne Suntem full nu o să fac o sapă că e risipă Și ne putem face și Desigur enchant -ul. Deci E clară situația Suntem full diamond Full 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 diamond Din cap până picioare Puteți vedea pe noi uh, Ce să zic Ce ne-aș completit Hai să vedem cât a durat De când ne jucăm Cât a durat A durat 3 ore ne am făcut full diamond în 3 ore. Nu aș pune 3 ore, că până la urmă n-am stat de la început, dar aș spune undeva la 2 ore. Pentru că prima oră plus că nu sunt 3 ore complete. Prima oră nu prea am căutat diamante, pur și simplu mi-am făcut o mică bază și așa mai departe și uh, nu am avut scopul acesta de a găsi diamante atunci, dar uite că după 2 uh, ore de jucat uh, pentru acest lucru am reușit să Facem full diamond, eu zic că e super super gg. Ne-a ajutat uh, foarte mult force, adică fără force nu puteam să, să facem. A fost puțin risipă pentru ăla, dar o să rezolvăm noi cumva, pentru că da, challenge-ul este un challenge. Ne luăm aici obsidian pentru enchanting table și uh, portalul din nether, pentru că trebuie să mergem și în nether desigur. Uh, challenge-ul este completat, zic eu că este un challenge interesant. În două ore este faci full. E ceva, e ceva. Nu știu, scrieți-mi în comentarii cât v-a luat cel mai mult să vă faceți full diamond sau poate nu v-ați cronometrat. Dar uite, eu am zis să mă cronometrez și uh, am reușit în două episoade să, să facem acest lucru, dar mi-am propus asta de la început, după ce îmi stabilesc uh, o mică bază. Vreau să facem o chestie dacă ați ajuns până aici. Am uitat-o să vă zic la început. Uh, vreau să aleg în fiecare, în fiecare episod câte un comentariu și să facem ce spune acel comentariu. Dacă comentariul respectiv zice... Uh, fă o un adăpost pentru căței. Eu o să iau comentariul respectiv și o să fac o chestie. Deci în fiecare episod vreau să fac câte o chestie de la un abonat. Nu neapărat de construcție. puteți să ziceți fă un cartography table sau fă o hartă sau ceva. Uite, de exemplu, uh, poți să faci harta unde stai tu în momentul de față și așa mai departe. Și vreau să fac chestia asta în fiecare episod, așa că lăsați comentarii dacă ați ajuns până aici. Dacă aveți o idee și vreți să apară comentariul vostru în următor episod, pentru că o să apară comentariul vostru în următorul episod de sigur Că asta este și scopul, știi, să, apară, să apăreți în, în episoade Cred că avem nevoie de 12 dacă nu mă înșel um, Cred că de 12, că două, două, blocuri mai aveam acolo Bun, mai luăm blocul ăsta și am tulit-o Este suficient pentru câte diamante avem, frate Și mai, mai avem fix două diamante pentru enchanting table Ceea ce e suficient, este suficient Suntem full, plus pickaxe-ul ăsta A, mai avem 4 chiar Mai avem 4 chiar, frate Hai să luăm asta și let's go back in our house uh, Mai explorez așa foarte, foarte rapid pe repede înainte Poate mai dăm de ceva, dar uh, nu știu ce să zic Nu știu ce să zic, parcă ne-am consumat tot norocul Efectiv, cred că ne-am consumat tot norocul de, de acum încolo pe o lună O să iau și gold pentru că o să ne ajute Nether o să vedeți de ce zic chestia asta. Băi, cam ăsta ar fi episodul. Mergem acum și uh, ne facem și enchanting table-ul. Ia să vedem aici diamante. Diamante. Hai că diamante. Am făcut desigur și aici un armor stand să să punem pentru vechea noastră armură. Mamă, trebuie neapărat să facem aici frumos. Uh, cu tot ce avem. Punem aici frumos vechea noastră armură și prima noastră armură, desigur. Poate o să mai avem vreodată nevoie de ea. Punem tot ce nu ne trebuie. În momentul de față avem o grămadă de chestii. Și ne punem la creație, băieți, si facem mare enchanting table. Fiți atenți, fiți atenți. Deci, întâi ne trebuie enchanting table-ul. Adică... Asta, mamă, și ne trebuie și cărți Stai, așa că am uitat de cărți Bam. Unde este restul cărților? Ia uite-le aici. Ne trebuie și o cărticică acolo. Bam. Și enchantment table. Let's go, let's go. Și cred că dacă îl punem aici e în regulă. Zic eu că e în regulă. Bam. Bam, bam, bam. Bam. Să fie de 30, nu mai contează restul. Și mai avem 4 punem și si noi așa, știi, să, nu dea urât. Este de level 30, ia să vedem cine pică pe aici. Efficiency 4, bine, bine acolo, knockback. Efficiency 4, ia să vedem cine mai pică pe aici. Am breaking, am breaking, am breaking și respiration. Deci pe nu prea mă place ce pică, dar pe pickaxe-ul ăsta o să fie nice să vedem, să vedem ce pică, pentru că este efficiency și si putem să combinăm cu acest fortune. Ceea ce o să fie foarte interesant Trebuie să ne mai extindem ferma cât de cât Aici pentru că nu o să facă față Că la un moment dat o să rămânem fără, fără mâncărică Mamă nu mi-a dat deloc acolo am înțeles În orice caz trebuie să ne mai extindem pe aici Dar întâi vreau să-mi fac niște iteme cât de cât ok Pentru că n-ai nevoie de cine știe ce bază Uite avem în ce table Deja suntem bazați o să mai extinde pe aici desigur, vedem poate facem și o casă, o să mai facem și live stream-uri desigur, dar momentan pentru primele două episoade este prima zi în care s-a deschis serverul pentru mine, pentru voi este practic a doua sau a treia zi, nu mai contează, trebuie să facem pe aici și frumos, așa, acceptabil, cât de cât, pun provizoriu pentru că nu-mi place cum arată cu cabl o să facem noi cumva, cumva să, să dea bine și cu și cu ce mai avem. Ăsta trebuie să-l mutăm. Nu, de fapt ăsta trebuie să-l punem la enchanting table, că nu are ce să caute acolo, știi? Trebuie să-l punem aici, la enchanting table. Bam! A, uite ce frumos. Dan, dan. Nu pot să dau una asta. ah, ba da. Pot să dau și în aia. Ia uite. Gata, GG. Sper că v-a plăcut episodul Eu am fost Sinner, suntem full Diamond Boys Băgați un like și v-am pupat Pa, pa